Președintele Obama a venit în orășelul traumatizat de această dramă cumplită și a încercat să aducă puțină alinare familiilor îndoliate. El a îndemnat populația Statelor Unite să devină demnă de memoria celor 26 de victime ale masacrului. Suntem pregătiți să spunem că suntem neputincioși în fața acestor masacre? Că legile sunt prea aspre? Suntem pregătiți să spunem că aceste violențe reprezintă prețul libertății noastre? Am reflectat la acest lucru în ultimele zile, iar dacă suntem onești cu noi, răspunsul este nu. Legiuitorii democrați au înaintat la scurt timp după tragedie o propunere prin care armele de asalt să fie interzise. Ultima revizuire în acest domeniu a avut loc în 2008, după câștigarea primului mandat de președinte al lui Obama. Autorul masacrului din Newtown a fost Adam Lanza, un tânăr de 20 de ani care, înainte de atacul de la școală, și-a ucis mama. Autoritățile au găsit asupra sa o carabină și suficiente cartușe pentru a împușca încă aproximativ 670 de persoane. Adam avea probleme mentale, știam că are sindromul Asperger. Era tăcut, timid și avea probleme de relaționare. Niciunul dintre cei 20 de copii uciși nu avea vârste mai mari de 7 ani. Motivele care au condus la această tragedie fără precedent în Statele Unite nu sunt cunoscute. Ziarele de peste ocean titrează însă că Adam a avut o altercație cu o zi înainte de măcel cu 4 învățători din școala unde lucra și mama sa. Președintele Barack Obama a decretat 4 zile de doliu, astfel că în ziua de luni nicio școală din Statele Unite nu își va deschide porțile.